pământ de floare și de stea. Pământ senin dumnezeiesc, cum e și plaiul românesc. Pământ senin dumnezeiesc, cum e și plaiul românesc. Atât ai de dulce, atât ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge, Prut și Dunăre brilia. Atât ai de dulce, atât ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge, Prut și Dunăre prin ea. Stimați oaspeți, permiteți-mi ca din partea echipei de lucru clinicii a 5-a medicală și de geriatrie și gerontologie de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa Iași să vă spun bine ați venit la această manifestare a noastră. Țin să vă precizez că în anul 2003 înființam Societatea Universitară de Medicină Internă, Geriatrie și Gerontologie Iași. În cadrul acestei societăți, de curând, am înființat cenaclul intitulat Orizontul Cunoașterii. Și astăzi, aici, cu dumneavoastră, este prima întâlnire de suflet. Ca o mică paranteză, nu am spus conferință, ședință sau altceva, deci este prima întâlnire de suflet a acestui cenaclu. Suntem onorați de prezența unor personalități culturale ieșene, pline de rezonanță spirituală și dumneavoastră vă cunoașteți între dumneavoastră și vom face cunoștință și în partea a doua a manifestării noastre. După cum vedeți în program, este un mic cuvânt al meu, iar toată această întâlnire de suflet vă rog să o acceptați, să fie dedicată domnului inginer Ion Anton, publicist, eseist, scriitor și poet, care ne reprezintă comunitatea românească în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. Vă mulțumim că ați venit la acest lucru. Vă mulțumesc tuturor celor care ați răspuns, dar eu o să vă vorbesc jumătate emoționat, jumătate viu, pentru că dumneavoastră trebuie să știți că în prezența oamenilor de la care te-ai desprins și ai zburat în spațiu, într-un cosmos, emoția se dublează, se triplează sau capătă niște dimensiuni mult în afară. Deci, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt fericit, mai mult decât fericit, pentru că fericirea are multe moduri de a se manifesta, deci eu sunt super fericit pentru că sunt între dumneavoastră. Eu vreau să spun din capul locului că doresc să spun câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă scrisul dincolo. Sunt convins că puțin știu treaba asta. Toată lumea se așteaptă ca noi să scrim ca și dumneavoastră, degajați pentru suflet, pentru nație, pentru prestigiul nostru. Pentru... Noi acolo scrim din alte motive. Dar vroiam să precizez din capul locului că am aici vreo două condeie care cred că s-au ascuțit bine ca să mă înțăbim. E vorba de Ionel Țăran, e vorba de Nicolae Panaite, unii mei prieteni de o viață, că n-am să le dau prilejul să o facă. Cenaclul de astăzi aș vrea să dedic modul în care diaspora simte și mai ține legătura cu neamul din care pleacă. Noi acolo nu ne mai numim neam, ne numim etnie. Deci acolo scrisul are un singur rol, de a menține identitatea segmentului din populația țării,
care s-au desprins și și-au luat lumea în cap, s-au plecat. Unii spun exil, eu nu i-aș zice exil, i-aș zice numai emigrare, că nu m-a obligat nimeni să plec. Exilul se referă atunci când din motive sociopolitice, eu știu, sau numai sociale sau numai politice, pleci din țara ta. Acolo scrisul, deci, are misiunea care v-am spus-o. Scrisul este misionar. Eu în țară n-am scris mai nimic pentru că prietenilor să le scriu scrisori frumoase, mă rog, ca să primesc un răspuns pe măsură. Dar acolo când am ajuns, am simțit că acel segment de care vă vorbeam are nevoie de un stimulent, de o susținere. Și atunci scrisul acolo este ca un colac de salvare. Aș vrea să nu spun niciun cuvânt care să n-aibă rost. Deci ceea ce vă spun este simțirea unui segment de neam care s-a desprins și plutește în universul din jurul țării noastre. Este ca o arcă în care oamenii, comunitățile românești, navighează printre icebergurile și stâncile care pândesc sau ispitesc în universul în care ne mișcăm. Am scris și scriu în continuare, dacă cineva m-ar citi, ar crede că sunt un mistic, sunt un om pătruns de spiritul teologic. Sunt și pătruns, că fără credință, Sfântul Apostol Pavel a spus, credința fără faptă moartă este ea. Profetul de la Rohia, Nicolae Steinhardt, este un pustiu structuralist. Vreau să credeți că așa este. O spus-o și Petre Țunțea, deci de care în alt context, Urmbrand, și Petre Țunțea a zis că dacă simți că existi, numai când trăiești în biserică. Ei, vreau să vă spun că acolo biserica are un rol primordial identității unui neam. Știți că cine are o limbă, are o credință. Cine are o credință, are o biserică. Cine are o biserică, are o țară. Aș vrea să credeți că până la 1989, biserica, indiferent în ce colț al lumii s-a aflat pentru comunitățile românești, era un post de țară. Acolo lumea se întâlnea și își trăia viața ca și cum ar fi trăit în sectorul din țara lui. Am scris și scriu totul pătruns de momentul evenimentelor. Nu trec peste an până când nu vorbesc despre nașterea lui Eminescu, despre naștere, așa cum despre moartea lui Igor Vieru, despre unirea de la 24 ianuarie, despre 27 martie, când e ziua unirii Basarabiei cu țara mamă, în 1918, ziua mamei la noi, aici e ziua femeii, noi sărbătorim și ziua femeii, mai mult în sufletele noastre, dar ne încadrăm în programul de acolo și sărbătorim ziua mamei. Foarte fastuos, cu multă cinste, cu multă dragoste. Sărbătorim ziua taților. Asta ați vrut să spuneți, da, ne avem acolo și ziua taților. Când se face o glumă. Deci azi servesc doamnele bărbații, că la ziua mamei servim noi, femeile. Și săracele spun, da, păi noi vă servim total. Așa. Vine momentul de toamnă, când ne pregătim și sărbătorim cu mare dragoste și cu evlavie chiar unirea, Marea Unire de la 1918. Și toate aceste întâlniri au, iar spun, la biserică. Pentru că acolo este focarul identității noastre. Acolo e limba, acolo e credința, acolo e tradiția și se adună și cultura.